Salut, mă bucur tare mult că ești încă o dată aici pe canal și vreau să vorbim astăzi despre cum putem face bani stând pe Facebook. Eu pot să spun că îmi câștig existența din Facebook, majoritatea activității mele și sursa mea principală de venit este din Facebook, așa că o să încerc să spun și ție câteva metode prin care poți face bani din Facebook. Nu o să ți le detaliez foarte mult, așa că dacă vrei să ți le detaliez, spune ce metodă vrei să detaliez și apoi vom face un video special pentru chestia asta. În primul rând aș vrea să discutăm de ce eu am ales Facebook sau de ce Facebook m-a ales pe mine, sună așa puțin penibilus, dar pot să spun că la început n-am fost conștient de ce am ales Facebook, dar acum pot să-ți dau la început patru argumente de ce am ales Facebook și de ce rămân în continuare pe Facebook și dacă vrei un video în care discutăm mai pe larg de ce Facebook și nu Instagram, TikTok sau altceva din punctul meu de vedere, lasă în comentarii și vom discuta cu cea mai mare plăcere. În primul rând, Facebook încă este cea mai mare platformă de socializare. În al doilea rând, se investește cei mai mulți bani. Este platforma în care la ora actuală se investește cei mai mulți bani și nu vorbim acum de câți bani se investesc în dezvoltare și firmele care vin și, -și fac publicitate pe Facebook, ei bine, aici se investesc cei mai mulți bani. Are un buton magic și butonul acesta magic se numește Share. La ce ajută butonul ăsta magic, ajută ca postările tale să se viralizeze mult mai ușor iar creșterea ta să fie mult mai rapidă. Bun, acum că ți-am spus aceste mici lucruri despre Facebook și de ce eu aleg Facebook, hai să discutăm mai departe despre metode în care poți câștiga din Facebook. Prima metodă este vânzarea postărilor la tine pe pagină. E bine, ai reușit să creezi o pagină mare și acum e timpul să monetizezi din ea. În ce constă această metodă? Înseamnă că tu vinzi postări la tine pe pagină. Adică, eu sunt firma Cutărescu, indiferent de ce firmă vine la tine și zice, ok, aș vrea să am acces la comunitatea ta. Și tu zici, ok, o postare la mine pe pagină costă 20, 30, 50, 100, 1000 de dolari, indiferent de alte lucruri. Sau poate să vină la tine cineva și să spună, auzi, aș avea nevoie să-mi și mie postarea ca pagina mea să crească. Ok, te costă o postare atâta sau dacă vrei un abonament pe lună, te costă atâta. Oamenii cumpără de la tine pentru că de cele mai multe ori cumpărând postări pe alte pagini te targetezi foarte ușor, deși și Facebook are o targetare extraordinar de bună, dar pe lângă asta reușești să achiziționezi like-urile mult mai ieftin sau îți faci pagina cunoscută mult mai ieftin decât dacă ai plăti postări la Facebook. A doua metodă, ad break sau Facebook Watch. Ei bine, exact ca și YouTube-ul și Facebook-ul a dezvoltat uh, partea aceasta prin care creatorii de conținut video pot să câștige bani. La ei se numește ad break, e un program la care poți să aplici după ce îndeplinești niște standarde. Dacă vrei să afli care sunt standardele, poți să scrii pe Google AdBreak și intri acolo și de acolo te descurci mai departe. Dacă nu te descurci, scrie în comentarii și o să fiu mai mult decât bucuros să te ajut. A treia metodă este Instant Article. Ei bine, ce înseamnă acest instant article? Înseamnă că tu deja ai un website, dar atunci când el este distribuit în Facebook, Facebook-ul nu mai intră la tine pe site, ci încadrează website-ul tău în platforma Facebook. Îți pun ei reclame și de cele mai multe ori, înainte când eu foloseam instant article, ele erau bustate de Facebook. Adică un link pus normal făcea mult mai puține interacțiuni decât un link... Instant. Din nou, și aici există tutoriale despre cum poți aplica la Instant Article. Dacă nu te descurci, scrie în comentarii și poate voi face chiar eu un tutorial, pentru că sunt aici și încerc să aduc cât mai multă valoare și să îi învăț pe cei de vârsta mea sau mai tineri decât mine sau poate chiar mai bătrân decât mine cum pot câștiga bani online de acasă. Pentru mine a fost foarte tare, muncesc în industria asta de aproximativ 7 ani și îmi place extraordinar de mult și de ce nu? Dacă vreți să învățați asta de la mine, spuneți-mi și Hai să facem aici o comunitate faină în care să creștem și să învățăm diferite lucruri și cine știe ce videouri mai exista pe aici, dar să ne bucurăm de toate și să facem creșterea noastră și dezvoltarea noastră mai ușoară și mai plăcută. A patra variantă este ca tu să-ți website-ul tău și la Instant Article ai nevoie ca acest site al tău să existe. Deci oarecum acestea sunt împreună, numai că în loc ca el să fie distribuit ca Instant Article, va fi distribuit ca și site-ul tău. Ei bine, aici trebuie să faci tu partea în care îți găsești reclame de la cine să-i reclame, să le pui la tine pe website. De exemplu sunt Google, Amgid, AdNow ref content și lista poate continua. Sunt foarte mulți provider de reclame și în loc să trimiți traficul către Instant Article, îl vei trimite către website-ul tău unde sunt alți provider de reclame și la fel ca în cazul cu Instant Article vei câștiga bani din oamenii care dau clicuri pe reclame, oameni care vizionează reclamele care apar la tine pe website. Dar v-am zis, problema este că aici ai mai multe bătăi de cap. Trebuie neapărat tu să găsești varianta cea mai bună în care să îți așezi reclamele și dacă nu ești profesionist sau dacă nu ai ceva experiență poate să dea bătăi de cap, dar eu tind către această formă de a, a, câștiga banii pentru că îmi oferă mai multă flexibilitate și pot să creez exact experiența pe care vreau să o aibă utilizatorul la mine pe website în timp ce pe Instant Article nu am atâta flexibilitate. A cincea metodă prin care poți câștiga bani prin Facebook prin Pagina pe care tu ai creat-o este să vinzi lucruri personalizate, vorbim de aici de haine, vorbim de uh, căni și diferite alte lucruri pe care le poți personaliza și vinde. Aici poți să apelezi la site-ul cum ar fi Teespring sau altele care fac același lucru. Tu doar creezi designul trimiți către ei sau dacă nu poți să-l creezi, poți să cumperi de la cineva de pe Fiverr care îți face design, îi zici aș vrea să arate cam așa și el se va ocupa de lucrul ăsta, apoi tu trimiți designul către firma cu care vrei să colaborezi ca să-ți creeze aceste produse ale tale și după aia rămâne doar să postezi linkul de la produse și oamenii dacă sunt încântați de ceea ce tu ai creat vor începe să cumpere. Poți să bagi bineînțeles și reclamă plătită în ele, dar din nou am zis că nu o să fac săpături foarte detaliate despre fiecare metodă prin care poți câștiga bani din Facebook și te las pe tine să hotărăști care îți place cel mai mult și pe care vrei să o dezvolți și să o implementezi. Dacă ai nevoie de ajutor, scrie în comentarii cum am stabilit. Orice e neclar, găsim răspunsuri în comentarii, facem o comunitate faină, comunicăm cât mai mult și așa putem să ajungem tot mai buni fiecare. A șasea metodă este ca după ce ai creat o pagină mare, apoi să creezi o pagină mică pe care să o crești. Cum o crești? Pui postări care sunt în aceeași nișă cu pagina ta. Să zicem că ți alegi motociclete. Ăsta e cel care mi-a venit acum în cap. Și mai faci o pagină mică tot despre motociclete. Pui postări interesante pe pagina mică și le share pe pagina mare. Dacă să zicem că pagina mare ți-a ajuns într-un an de zile la câteva sute de mii de like-uri, e bine, pagina mică va fi mult mai rapidă. Și ori o poți păstra ca să crești o altă pagină, ori dacă nu, poți să o vinzi pe aceasta. Găsești o grămadă de locuri în care se pot vinde paginile. A șaptea metodă prin care îți poți monetiza pagina de Facebook este Affiliate Market. Ei bine, Amazon are aceasta, e magare la fel Affiliate Market și tu performant este o firmă care se ocupă doar de Affiliate Market. Acolo găsești mai multe firme și oricine cumpără prin linkul tău, tu primești un comision, îți scrie în fiecare platformă care este comisionul tău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, din nou, tu ai făcut o pagină de motociclete, găsești niște căști de moto interesante și tu le pui la tine pe pagină cu linkul tău de afiliere. E bine, dacă cineva cumpără, tu vei primi un comision din acea vânzare. Asta înseamnă affiliate market, încă o, încă o metodă prin care tu poți câștiga bani din pagina ta de Facebook. Acum că ți-am spus aceste metode, hai să vedem și de ce e bine să ai o pagină de Facebook chiar dacă nu vei monetiza prin aceste metode pe care ți le-am menționat mai sus. Primul lucru pentru care te sfătuiesc să începi cu Facebook este din nou ceea ce am spus și în introducere. Pagina crește mult mai ușor, așa că e mult mai ușor să ai o prezență în online prin Facebook. 2 de ce e important să ai o pagină de Facebook, ai audiența ta la care te poți adresa gratuit oricând vrei. Să zicem că vrei să vii cu un nou produs în piață și atunci tu poți să postezi. E bine, cum vi s-ar părea produsul acesta? Sau vrei să câștigi niște bani și atunci share ceva care nu ți ocupă atât de mult timp. Și e extraordinar de important să ai o audiență, să ai niște oameni care se inspiră de la tine sau care se bucură să petreacă timp pe pagina ta de Facebook. Te ajută mult în timp și merită investiția. Adică decât să stai să arzi gazul la Netflix, mai bine începi și scriezi o pagină de Facebook care în timp poate să devină una din sursele de venit ale tale. Aici e o altă lecție de dezvoltare personală și financiară în care nu e bine să stai într-un singur picior, adică să ai o singură sursă de venit. Facebook-ul poate să fie o a doua sursă de venit pentru tine, așa că încă un motiv în plus să începi. Dar pentru că nimic nu este total roz și nimic nu este întotdeauna alb și nu există numai avantaje, e bine, Facebook are un mare dezavantaj. Care acesta, suportul la Facebook este extraordinar de slab și închid de multe ori pagini fără să dea niciun răspuns. Mie cred că mi le-au închis de 5 ori sau de 6 ori până acum pe aproape toate. Așa că dacă te interesează cum am trecut peste toate aceste închideri și cum am luat-o de 5-6 ori oarecum de la zero, scrie din nou un comentariu și mai facem un video. Vreau să știu exact ce video vă interesează pentru că asta vreau să muncesc să fac, pentru că este o muncă. Pune toate luminile, pune microfonul, așează telefonul, că filmăm frumos cu telefonul și n-aș vrea să le fac degeaba. De asta vreau să-mi spuneți în comentarii și de asta insist în comentarii. Lasă-mi în comentarii tot ceea ce vrei să știi pentru că e plăcerea mea să creez conținut, dar un conținut care aduce valoare, un conținut de care oamenii se bucură. Așa că întorcându-ne la dezavantaje, Facebook-ul are un suport foarte slab. Mie mi-au închis pagini pe care nu le-am mai deschis niciodată sau le-am deschis pe unele cu foarte multă trudă și businessul n-a mai putut să crească cum era calculat, să crească și așa mai departe. Așa că decât să pierzi timpul tot, e mai bine să investești timpul tău în Facebook și poate la un moment dat chiar va deveni o sursă de venit. La mine e sursa de venit principală momentan. Înainte să închei, vreau să te rog din nou să scrii în comentarii orice întrebări ai și să-mi răspunzi la această întrebare. Care dintre următoarele două titluri ai vrea să fie titlul vlogului următor? Primul este, cum cresc o pagină de Facebook și aici o să vreau să te învăț cât mai pelar, cât de bine pot. Cum poți crește o pagină de Facebook eficient sau de ce Facebook înainte de Instagram și TikTok? De ce eu, dacă aș începe acum de la zero, aș alege să fac Facebook, după care Instagram sau TikTok. Te rog, lasă în comentarii, insist, lasă-mi în comentarii. Vreau să știu de la tine ce vlog vrei să vezi data viitoare. Acum, că trebuie să fac închierea, te rog mult, lasă un like, din nou, pune în comentarii, distribuie pe Facebook sau pe Instagram sau unde vrei tu vlogul acesta dacă te-a ajutat sau dacă te-a inspirat și până data viitoare, eu sunt Andrei, ne vedem numai de bine, haiți! Ochiule, stai deschis, că timp să te adormi așa.